Am participat la toate evenimentele de sesizare până acum, organizate și de la asta, și sunt convins că și acesta a fost și e în continuare un eveniment excelent. Din păcate, timpul cel puțin pentru sesiunea aceasta de dimineață este foarte scurt. Voi încerca să trec foarte repede prin prezentarea mea. Iar anumite chestiuni care țin de strategii de exit principale, voi aborda în sesiunea de paneză partea de workshop, deci cei care participați puteți să aflați mai multe lucruri despre exit acolo. În primul rând, încep cu un lucru despre care vorbesc întotdeauna și mi se pare că nu este suficient niciodată. E vorba de acest lung drum de la idee la oportunitate și până la business de succes. Există, din păcate, această tentație de a rămâne cantonați în zona de idee. Sunt mulți antreprenori sau persoane care doresc să devină antreprenori și care sunt cumva mult prea tentați, mult prea entuziasmați de o idee, considerând că acea idee este valoroasă în sine, uitând că, de fapt, de la idee și până la oportunitate, ca să nu mai vorbim de drumul și mai mult de la o idee, la oportunitate și la un business real, distanța este foarte mare și uneori este imposibil de parcurs. Cu privire din nou la partea de idee, deci ce ține de ideea de a construi un anumit business, un anumit startup, eu am spus și spun în continuare că valoarea unei idei este zero, sau în orice caz, valoarea ideii este direct proporțională cu gradul de aplicare al acelei idei. Deci dacă sunteți pur și simplu la nivelul unei simple idei, valoarea este zero. Aici argumente ar fi foarte multe, am să spun doar că nici Google nu a inventat un produs de căutare, nici Facebook nu a inventat rețeaua socială, nici Apple nu a inventat vreodată ceva, nici telefonul mobil, nici MP3-ul, nici tableta PC. Și cu toate acestea, cele trei companii și multe altele despre care putem să vorbim, au făcut afaceri absolut extraordinare. Și asta e o dovadă, cred că destul de clară, a faptului că ideea în sine nu valorează la oameni. În al doilea rând, faptul că o idee în sine nu este foarte valoroasă, este demonstrat și în mod teoretic de faptul că se pot genera idei valoroase la comandă. Și există metode structurate de a genera idei valoroase la comandă. De fapt, e un lucru pe care îl facem cu toți în activitatea noastră curentă, cei care lucrăm în companii sau care suntem antreprenori sau investitori, pentru că în momentul în care apare o problemă, trebuie să găsim și o soluție. Dacă pentru a găsi o soluție la acea problemă, sau pentru a crea o nouă linie de business, sau pentru a crea un nou business cu totul, trebuie să structurăm anumite idei. Și, repet, există metode structurate de a genera idei. Nu e timpul să facem o sesiune pe acest subiect, pentru că ar merita făcută o întreagă sesiune doar pe acest subiect, la metodele structurate de a genera idei. Cu toții, probabil, lucrați cu concepte de genul brainstorming sau metoda checklist sau alte tipuri de metode care sunt, într-adevăr, metode structurate de a genera idei valoroase. Și asta, cumva, ne demonstrează încă o dată că, pur și simplu, dacă vreau un lucrare, știi care dintre noi are multe idei, probabil că nu sunt nicio dată prea multe idei, nu înseamnă neapărat că ele sunt în sine valoroase, ele devin valoroase numai noastră care reușim să le punem în aplicare. Pentru că vorbeam despre această paradigmă sau această problematică a finanțării unui startup antreprenor și, de fapt, a afacerii antreprenor în general, așa cum făcuse deja introducerea colega mea, Andreea, eu susțin că finanțarea nu este cea mai importantă problemă a unui business, nici la startup, nici mai târziu. Cu siguranță, o problemă mai importantă pentru a structura un business de succes este să faci un business plan solid, un business plan care să arate, pe de o parte, viabilitatea afacerii și, pe de altă parte, să relieveze și necesitățile reale de finanțare. Pentru că asta e una dintre problemele pe care o întâlnesc frecvent și în arenalelor, dar și în toate discuțiile pe care le am cu antreprenorii care doresc finanțare, ei îmi spun, avem această idee minunată sau avem acest concept minunat și avem nevoie de finanțare. Și întreb, de câți bani am să-mi doresc? Și ei îmi spun, de 10 sau de 50 sau de 100 sau de 1 milion de euro.
Ok, ce vrei să faceți cu acest bani? Și deja discuția devine destul de neclară, pentru că, în general, de foarte multe ori, din păcate, la nivelul acesta al discuției, persoanele respective nu au un plan de cash flow, nu au un business plan făcut, conturat, care să spună, uite, avem nevoie de acești bani și folosim după cum urmează. Deci, cu alte cuvinte, ca să vorbim de finanțarea creșterii, finanțarea afacerii, în general, trebuie să vorbim mai curând sau mai devreme, de asta trebuie să vorbim de un business plan cât mai bine structurat. Una dintre chestiuni importante, sunt câteva chestiuni importante legate de dezvoltarea unei afaceri, de la stadiul de concept până la stadiul unei afaceri existente și care să funcționeze, unei afaceri funcționale, viabile. Primul moment important este atingerea tracțiunii. Eu ar spune că, de multe ori, dacă nu totdeauna, o afacere antreprenorială ar trebui să poată să atingă tracțiune sau să ajungă la un anumit de tracțiune înainte de a se gândi să acceseze o finanțare structurată. Pentru că dacă nu reușești să atingi o minimă tracțiune fără finanțare, e foarte probabil că nici cu finanțare nu vei atinge vreodată. Ce înseamnă, de fapt, tracțiune? Înseamnă că acel business să prindă exact ca o mașină care, în momentul în care ambalezi la început, roțile se învârt fără să producă mișcare. Deci acel impuls inițial, acel moment în care afacerea începe să se miște într-o direcție, înseamnă atingerea tracțiunii. Nu înseamnă că suntem profitabili, nu înseamnă că avem o dezvoltare comercială semnificativă, dar înseamnă că am început să prindem viteză sau să ne mișcăm de la punctul mort, de la punctul zero în care afacerea nu se mișcă, spre un moment în care afacerea se mișcă într-o direcție. Evident, ideal ar fi să ajungem chiar și la punctul de break-even. Aici vorbim de acel moment al afacerii în care există un anumit echilibru, măcar operațional, între venituri și cheltuieli. Sau între banii încasați și banii plătiți, dacă vorbim de break-even pe partea de cash. Aș spune, regula de aur este că dacă nu poți să începi un proiect de finanțare, mai bine nu încep deloc. Știu că asta sună un pic descurajant, sau poate să sune descurajant pentru toți. Dar gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat și revin la exemplele pe care am dat. Ce s-ar fi întâmplat dacă Larry și Sergey de la Google, sau Steve Jobs și Steve Wozniak de la Apple, sau Mark Zuckerberg de la Facebook, ar fi stat să aștepte finanțare fără să pornească efectiv afacerile respective, ele n-ar fi pornit de fapt niciodată. Trebuie să spunem și veți constata eventual studiind aceste cazuri de business, trebuie să spunem că toți acești antreprenori și mulți alții au atins acel moment de tracțiune înainte de a apela la finanțări structurate. Nu știu dacă se vede foarte bine. Oricum, în ceea ce privește planul de business, deși există foarte mulți care spun că planul de business e o chestiune opțională sau nu văd relevanța sau importanța unui plan de business, eu susțin și am spus cu Gărona că planul de business este cel mai important document al afacerii, cel mai important element al afacerii, atât la început de drum, deci în perioada de startup, cât și în interior, pentru că un asemenea plan îți poate spune, pe de o parte, care este situația reală a business-ului, nu doar niște percepții pe care le avem ca și antreprenori, ci ce se întâmplă în realitate cu business-ul respectiv, din perspectiva planului, care, atenție, poate să fie îndeplinit exact sau poate să sufere modificări. Deci dacă lucrurile funcționează, mergem mai departe pe acel plan. Dacă apar modificări, atunci planul trebuie și el revizuit în consecință. Oricum, este clar că e mai bine să lucrezi cu un plan decât fără niciun plan. Iar un business plan trebuie privit foarte important și asta se leagă și cu ce vreau să vă spun despre finanțare. Un business plan trebuie privit măcar din aceste trei perspective importante. Perspectiva antreprenorului, perspectiva pieței și perspectiva investitorilor sau potențialul investitori sau finanțatori, să spun. Pentru că aici includem, prin extensie, și organizații ca băncile, societățile de leasing, vendorii, deci alte tipuri de finanțare care pot să fie atrase la afaceri. Și de ce trebuie să privești din toate aceste perspective? Pentru că, din păcate sau din fericire, perspectivele diferă de la antreprenori, la piață și la investitori. Când vorbim despre piață, vorbim de perspectiva consumatorilor, perspectiva reală a consumatorilor. Ce văd ei în business respectiv? Care e valoarea pe care o percep ei în acel business? Rezumându-te la cele două perspective, oarecum
să le spun antagonice, dar oarecum diferite, cea a antreprenorului și cea a investitorului, trebuie să înțelegem câteva lucruri. Pe de o parte, pe investitorii se uită la o afacere pe o anumită perspectivă de timp, de obicei limitat. Un investitor nu va investi în afacere, pentru că știe că într-un anumit interval de timp poate să recupereze principalul capital investit, ceea ce se numește cash flow, și să realizeze un randament cât mai bun posibil. Pe partea cealaltă, obiectivele antreprenorului ar putea să fie diferite de acestea. Un antreprenor ar putea să fie foarte satisfăcut personal și profesional de ceea ce face, să nu intereseze neapărat această perspectivă financiară, pecuniară. Dar, din nou, în momentul în care mergi și vorbești despre o finanțare cu un investitor, trebuie să te pui și în pantofii lui, ca să zic așa, să înțelegi ce își dorește acel investitor de la afacerea ta. Și atunci, cumva armonizând cele două perspective, antreprenorului și a investitorului, din perspectiva motivației, din perspectiva de orizontului de timp și din perspectiva economică, poți să obții, și asta se face deja, sau trebuie făcută deja în stadiul de business planning, poți să obții anumite rezultate bune în perspectiva discuției cu un investitor. Repet, așa cum spun de fiecare dată, cash flow este extrem de important și probabil că, deși de cele mai multe ori fie nu se face, fie se face într-un mod care nu este corect sau nu este bine documentat, această parte a business planului care se numește cash flow este probabil cea mai importantă parte a planului de business. Adică, intrările și ieșirile de numerar, proiectate cu un anumit interval de timp, preferabil cu un interval de timp cât mai mare, astfel încât să putem să vedem care e nevoia reală de finanțare. Și pe acel plan de cash flow, care e un plan destul de simplu, și probabil că mulți dintre voi sunteți familiari cu el, pe linia de jos trebuie să vedem mai ales numerele roșii, adică cele care intră sub zero, și acolo trebuie să vedem cum asigurăm finanțarea pentru a ajunge la zero sau peste zero. În ceea ce privește finanțarea în afacerea antreprenoriale, aici e o listă și nu e o listă exhaustivă, cred că sunt vreo 10-12 variante. Ce vreau să exemplific aici este faptul că posibilitățile de finanțare ale unei afaceri sunt, de fapt, mai multe, mai diverse decât cele pe care le mai imaginăm în general și cred că sunt foarte mulți antreprenori, poate și aici în sală, care au simțit de multe ori presiuni financiare, au simțit nevoia unei finanțări, dar care nu au făcut acest checklist să vadă, ok, unde aș putea să mă adresez pentru a obține finanțarea necesară? Resurse proprii sau să fac un pic de bootstrap, dar ar trebui făcut oricum tot timpul. Sau să merg către cei 3P, părinții, prietenii și alți. Sau să merg la o bancă, sau să merg la o societate de leasing sau un alt IFN. Să apelez la un furnizor pentru finanțare, să apelez la un business angel, o venture capital sau private equity, să merg pe fonduri europene sau pe fonduri de stat. Să fac o ieșire pe curs. Aici e un pic mai complicat, dar l-am listat ca să fie toate aici. Mă opresc doar la bootstrap, nu avem timp să vorbim despre toate, pentru că este una dintre variantele cele mai simple și cele mai la îndemâna antreprenorului pentru finanțare, dar, din păcate, nu sunt toate aceste variante sau tot acest decalog al bootstrap nu este corect folosit de mulți dintre antreprenori. Și aici ar fi cele 10 porunci. Pornește de acasă. Poate pune decât la un startup mai ales, decât să iau un birou care să aibă un anumit cost semnificativ, poate reușesc să găsesc o soluție mai bună. Să pornesc de acasă, sau dintr-un garaj, sau dintr-o locație, care chiar dacă pare improvizată, are avantajul unui cost mai mic sau zero. Partere. Deci ceea ce insist cu toți antreprenorii. Încercați să vă vindeți produsele și serviciile, astfel încât să nu ardeți, să nu cheltuiți, să nu consumați cash, mai ales în prima perioadă de dezvoltare a afacerii, dar și în ulterior. Concentrarea pe funcție, nu pe formă. Poate fi de dată, să spunem, acea ușă pusă pe doi stâlpi de construcții funcționează ca un birou și dacă e de 10 ori mai ieftină decât un birou dintr-o magazin de mobilă, probabil că acela e un mod mai bun de a începe și mai eficient decât de a cumpăra mobilier de design. Folosirea de voluntari și interni, care reprezintă resurse mai ieftine, chiar cu costuri zero. Sunt oameni care sunt interesați să participe în afacerea voastră pentru a căpăta experiență. Folosirea internetului. Aici, cum să zic, ar fi o întreagă discuție, probabil o ieșire, am putea să discutăm despre cum ar putea fi folosit mai bine internetul pentru a economisi diverse costuri și pentru a face anumite lucruri chiar cu costuri zero. Încasarea de avansuri.
Iarăși, mulți antreprenori se plâng că n-au bani, dar în același timp le e rușine să ceară plăți în avans de la clienți, ceea ce mi se pare absolut ridicol. Word of mouth. Încercați să promovați bați afacerea din gură în gură, pentru că este în același timp o metodă cu costul zero, dar și cea mai bună metodă, pentru că cea mai mare încredere clienții o au tot în recomandări personale. Începe de jos, repede pe piață, chiar dacă produsul sau serviciul nu este 100% finalizat. Și iată metoda Apple, care iese întotdeauna cu produse repede pe piață, chiar dacă nu sunt 100% finalizate, pentru că este esențial să ajungi cu mai repede pe piață și, în ultimul rând, planificarea să fie pe cash flow și nu pe profit, sau în caz, cash flow să fie determinant de planificare. În ceea ce privește finanțările de Business Angel pentru startup, am să spun doar că se vorbește foarte mult despre ce vrea un Business Angel să găsească la o afacere antreprenorială atunci când investește. Cred că în același timp și antreprenorii ar trebui să fie atent la partenerul de business pe care îl iau în afacere. Deci, cu alte cuvinte, un matchmaking care merge pe două căi. Și gândiți-vă care e cel mai potrivit partener pentru voi. Nu doar din perspectiva banilor pe care eventual le-ai aduce, dar și din perspectiva experienței, contactelor, potrivirii cu voi și vă ca și antreprenori și de asemenea cu domeniul de activitate. Iar ceea ce contează pentru antreprenori, experiență, realizări, reputație, commitment, pasiune, chimie. Am să mai avut 3 minute din prezentarea lui Vlad. Da? Mersi. Știu că el de obicei mai donează câteva minute. Despre mine găsiți mai multe informații pe viena.ro sau viena.com sau pe Twitter. Mă puteți contacta. Câteva cuvinte despre activitățile sociale de dezvoltare antreprenorială pe care le desfășor în această perioadă. Cum voi Startups, Venture Connect, particip de asemenea la câteva programe europene importante pe partea de finanțare Business Angel și Early Stage European Venture Contest, Startup Week, aici sunt și membrii juriului, sunt și investitori. Business Days, toate evenimentele Business Days până acum. SICM, Business Mentoring Program. Fundație Comunitare și Master School of Management. La Master School of Management sunt profesori de entrepreneurship și de innovation and business ventures. Este un program executiv MBA, recent intrat la noi. De asemenea, SIM, Business School, tot pe programul executiv MBA. Ceea ce este School for Startups, e un program pe care unii dintre voi s-ar putea să-l cunoașteți. E o școală antreprenorială care duce antreprenori sau persoane care doresc să învețe antreprenoriat de la A la Z, pe parcursul unui an întreg, combinat cursuri și cu resurse online, mentor course și așa mai departe. Am început deja în spirit pentru 2012, avem deja o serie în 2011. Cursurile se vor desfășura la București, Cluj și respectiv Timișoara. Și această școală antreprenorială care există în Marea Britanie de mai mulți ani și care a fost absolvită de 12.000 de cursanți până acum în Marea Britanie, a venit și în România, oarecum printr-o coincidență, aș spune, pentru că dar vince organizatorul din Marea Britanie, dragonii original din Dragon's Den. Ne-am întâlnit un dragon și un leu și mi s-a părut o combinație foarte interesantă de experiență practică de antreprenori în serie, dar și de experiență teoretică. El își știind, de asemenea, un visiting professor la Cambridge pe partea de antreprenoriat. Eu predând, de asemenea, antreprenoriat. Venture Connect-ul, așa un program interesant pe care l-am început anul trecut. Sunt acolo și membrii fondatori, oameni foarte valoroși, mai ales pe zona de tech, Radu Georgescu, Roland Bănicoare, Dragoș Oro, alături de mine și de partenerii de la Bunici Doran. Și următorul eveniment va fi în această toamnă, cred că în luna noiembrie, care este o platformă de matchmaking, atenție, specializată pe tech, deci pe IT internet. Matchmaking între antreprenori care doresc finanțare, mai ales pe zona de early stage, 250.000 de euro plus, și investitori, atât din România, cât și mai ales din străinătate. Da, despre care maleilor nu mai vorbesc. Cartea Antreprenoriat a fost lansată acum câteva luni și mâine, cu suportul echipei de organizare de la Brașov Business Days, vom avea o sesiune care va avea și un plas mai amplu de antreprenoriat, dacă vă interesează să participați unde să pot să vorbesc despre aceste lucruri un pic mai pe larg, dar și partea de discuție despre cartea propriu-zisă și de asemenea o semnare de carte, cred că este la librăria Libris, aici în Brașov. Și ora de începere este? Ora cu unul? Noaptea? Și cu asta vă mulțumesc.